Aș dori să urmărim un cuvânt al Domnului din Isaia 39. Este un capitol scurt din cartea profetului Isaia. Capitolul 39 are 8 versete, aș dori să le citim pe toate. Și cuvântul Domnului răsună în felul următor, Isaia 39. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu li-l fie arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic din visteriile mele pe care să nu le-l fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște ca să-i ducă foamenii în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieții mele, va fi pace și liniște. Amin. Îmi doresc foarte mult ca Domnul să facă din dimineața aceasta o dimineață a Lui, slăvit să fie El în veci. Pentru că suntem la o zi a mulțumirii, a recunoștinței și Dumnezeu însuși, dragii mei, din cele mai vechi timpuri ale istoriei mântuirii, a rânduit astfel de zile de sărbătoare, de mulțumire, de recunoștință, pentru ca noi, poporul Lui, din toate vremurile, să ne aducem aminte de să sărbătorim, dacă vreți, să recapitulăm toate expresiile bunătății Lui în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul! Pe El îl sărbătorim astăzi. Sigur, unele dintre aceste binecuvântări, dintre aceste minuni poate pe care Domnul le-a făcut în viețile noastre, sunt foarte proaspete, sunt vii în memoria noastră, pentru că poate sunt mai proeminente sau sunt mai recente. Altele poate au devenit mai nebuloase în mintea noastră. Dar și într-un caz și în celălalt, Dumnezeu vrea ca în astfel de zile, cu prilejul acestor sărbători, ele să revină cât mai multe dintre expresiile, dintre binecuvântările bunătății lui Dumnezeu, să revină în memoria noastră afectivă, să fie actualizate, pentru ca noi să-i dăm toată slava, toată cinstea, toată mulțumirea lui Dumnezeu în Hristos Domnul și prin Duhul Sfânt. Slăvit să-i fie numele! Dragii mei, dar noi mai manifestăm, dacă vreți, o tendință, și asta este naturală, Dumnezeu a rânduit astfel de sărbători ca pe un fel de disciplină spirituală comunitară, pentru că noi avem tendința naturală de a-i cere lui Dumnezeu anumite binecuvântări pe care le credem necesare, îl rugăm cu insistență, angrenăm și pe alții în acest efort al rugăciunii către Dumnezeu, postim, ne apropiem de Dumnezeu. După care, după ce Dumnezeu ne binecuvintează, ne relaxăm. Noi așa zicem, m-a scos Domnul, folosim și o expresie biblică, m-a scos Domnul la loc larg. Mi-a dat Dumnezeu. Uneori interpretăm aceste binecuvântări ca pe niște semne, ca pe niște expresii ale aprobării divine. Și zicem, a, Domnul e mulțumit de mine. Dacă nu-mi dădea Domnul lucru cerut, dacă nu mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, atunci eram îngrijorat. Așa înseamnă că Dumnezeu este mulțumit de mine. Într-un registru mai colocvial, am spune, lăsăm garda jos. Devenim mai pasivi, mai lipsiți de vigilență, mai neveghetori. Ori, dragii mei,
Ce aș dori să observăm astăzi din Sfintele Scripturi este faptul că există ispite care ne pândesc și care, dacă vreți, se activează mai puternic, mai virulent, abia după ce ne binecuvintează Dumnezeu. Vom vedea astăzi că după ce Dumnezeu ne binecuvintează, trebuie să fim mai vigilenți decât înainte de a o face. După ce Dumnezeu ne binecuvintează, trebuie să fim mai veghetori, mai atenți, mai aproape de Domnul decât înainte. Pentru că există ispite cu care cel rău încearcă să ne lovească, să ne asedieze, să lovească în meterezele vieților noastre și ale bisericilor noastre, după ce Dumnezeu ne binecuvintează. Tocmai pentru că noi suntem tentați să ne relaxăm din punct de vedere spiritual. Să spunem, suntem bine. Până acum a fost greu, dar acum e bine. Acum e ușor, spunem noi. Și aș dori astăzi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfintele Scripturi, în mod special în textul pe care l-am citit, să discutăm despre aceste ispite pentru a deveni tot mai convinși acum, cu ocazia acestei sărbători a mulțumirii, a recunoștinței, să devenim tot mai convinși de faptul că trebuie să fim acum mai vigilenți, mai veghetori decât altă dată și să ne facă Domnul prin Duhul Sfânt mai atenți, mai vigilenți, să ne aducă Domnul mai aproape de El prin Duhul Sfânt și Domnul să lucreze. Iată care sunt câteva dintre aceste ispite care se decantează, dacă vreți, din experiența lui Ezechia. Ne aducem aminte din Scriptură, dacă vom citi capitolul anterior din cartea lui Isaia, unde se vorbește despre boala și însănătoșirea lui Ezechia, vom vedea că acest rege evlavios, unul dintre regii evlavioși care era în vremea respectivă, un rege evlavios în epoca respectivă de apostazie generalizată a celor două regate ale lui Israel, un rege evlavios era o raritate. Ezechia este unul dintre acei regi după inima lui Dumnezeu, care cade bolnav, se roagă, știm foarte bine narațiunea biblică, se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu face o minune, după ce inițial îi spune, pune-ți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi, Dumnezeu face o minune și îl vindecă. Și acum vin niște ambasadori, niște diplomați din partea babilonienilor să-l felicite și nu doar să-l felicite. Când ambasadorii aceștia ajung la Ezechia, ei vor să afle, printre altele, cum s-au întâmplat aceste lucruri. Pentru că erau foarte interesați de niște alianțe avantajoase care să le permită contracararea cu succes a altor puteri militare din zona Orientului apropiat antic. Pe vremea respectivă, egiptenii, asirienii, babilonienii își disputau influența în zonă, erau imperiile puternice. Și atunci babilonienii îl curtează pe Ezechia. Și vor să afle cum s-a întâmplat lucrul acesta. A auzit cum Dumnezeu, vă aduceți aminte din cărțile din Cartea Cronici, cum Dumnezeu i-a dat biruință în mod supranatural împotriva asirienilor, când Îngerul Domnului a nimicit 185.000 de soldați, o armată net superioară și tactic și militar, pleacă rușinată de sub zidurile unei cetăți neînsemnate. Și oamenii aceștia vin și se interesează. Și atunci Ezechia îi poartă prin visteriile lui, le arată panopliile lui, le arată parfumeriile lui. Dar nu le spune nimic din ce ar fi trebuit să le spună. Să-i ducă acolo în templu și să le arate, să le spună, vreți o explicație? Vreți să știți cheia succesului meu? Uitați aici. Uimiți-vă de frumusețea Dumnezeului, de puterea Dumnezeului pe care noi îl slujim. Suntem mici, neînsemnați, dar El este tare, El face minuni. Vedeți cum aveți voi toate acele chipuri cărora vă închinați? Vedeți pe aici vreun chip, vreo statuie, vreo reprezentare fizică a acestui Dumnezeu? Nu. Ei, aflați că acest Dumnezeu, căruia nu-i vede, nu i-a văzut nimeni fața,
pe acesta îl slujim noi și este adevărat chiar dacă nu are idoli aici pe pământ. Chiar dacă nu are reprezentări, Dumnezeul acesta este adevărat. Eu, cel care stau azi în fața voastră, sunt dovada vie a faptului că Dumnezeu trăiește chiar dacă este nevăzut. Mărit să fie Domnul! Dar Ezechia nu face așa. Ezechia îi poartă prin grădinile lui, cum spuneam, prin visteriile lui, îi arată patrimoniul, da? Tot capitalul pe care l-a agonisit. Dragii mei, știți care este una dintre ispitele care ne pândesc după ce ne binecuvintează Dumnezeu? Ispita de a prețui darul lui Dumnezeu mai mult decât prezența lui Dumnezeu. Este o ispită. După ce Dumnezeu ne binecuvintează, oricare ar fi binecuvântarea, poate fi familia, poate fi un serviciu bun, poate fi sănătatea, poate fi un confort sporit dacă ne-am schimbat, eu știu, situația locativă. Orice dar am primit din partea lui Dumnezeu, există pericolul de a-l prețui după aceea mai mult decât îl prețuim pe Dumnezeu. Când ne lăudăm, să ne lăudăm mai mult cu ce ne-a dat Dumnezeu decât cu Domnul nostru. Sau să petrecem mai mult timp, sunt sigur că cel puțin odată în viață ați fost în situația aceasta, dacă ați fost atenți sau ați văzut oameni, că e mai ușor să-i vedem pe cei din jurul nostru decât pe noi, care după ce au fost binecuvântați de Dumnezeu, au devenit atât de preocupați de gestionarea binecuvântării, încât n-au mai avut timp de Dumnezeu. N-au mai avut timp să se în comuniune cu Dumnezeu, n-au avut timp să lucreze pentru Dumnezeu. Pentru că erau prea ocupați cu gestionarea binecuvântării lui Dumnezeu. Că a fost un serviciu bun, că a fost cariera strălucitoare, nu este un lucru neapărat opus voii lui Dumnezeu, dar când nu ne mai dă voie, când nu ne mai permite să stăm în legătură cu Dumnezeu, să alergăm la casa lui Dumnezeu, să ne concentrăm atenția asupra lui Dumnezeu, când spunem, frate, altă dată mă sculam dimineața și ce părtășie aveam cu Domnul, acum nu mai pot că trebuie să alerg la serviciu. Sigur, de vină nu este nici serviciu, nici cariera. Noi suntem de vină, pentru că ajungem să prețuim binecuvântarea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, mai mult decât pe Dumnezeu. Și dragii mei, pentru a lupta cu această ispită, exemplul nostru suprem este unul singur. Domnul nostru Iisus Hristos. Observați, regele Ezechia, un rege după voia, după inima lui Dumnezeu, nu are viața perfectă. Niciun personaj din Sfintele Scripturi, niciunuia dintre noi sau dintre oamenii lui Dumnezeu, nu i-a fost dat să aibă viața perfectă, viața desăvârșită. Unul singur este exemplul suprem, Domnul nostru Iisus Hristos, care se exprimă în chip imperfect, umbrit, prin fiecare dintre noi. Dar El este exemplul suprem. Și uitați ce spune Scriptura despre El. Într-o cântare pe care o cânta biserica primară, cel puțin în perioada Apostolului Pavel, și în Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 6, dacă doriți să urmărim acest text, dacă îl și proiectăm, ne vine mai ușor, zice așa, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, da, avea firea, era de o fire, de o ființă, de aceeași natură cu Dumnezeu, coegal, coetern, consubstanțial cu Dumnezeu. Totuși n-a luat ca pe un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucru de apucat, dragii mei? Noi de multe ori când citim versetul acesta, înțelegem prin lucru de apucat un lucru tratat cu ușurință. Zicem noi, frate, nu lua ca pe un lucru de apucat slujba asta, dar nu la asta se referă. Lucru de apucat, aici trebuie interpretat literal. Lucru de apucat se referă la lucru luat prin apucare violentă. Da? El nu și-a însușit în mod hulpav, să spunem așa, da? El n-a luat cu japca această binecuvântare a lui Dumnezeu. La asta se referă. Totuși n-a luat ca pe un lucru pe care să-l ia prin apucare egalitatea cu Dumnezeu. De-aia să vedem ce a făcut cu ea. Ci s-a dezbrăcat pe sine și a luat un chip de rob,
făcându-se asemenea oamenilor. Dragii mei, când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Domnul Hristos din veșnicie, El este cu Tatăl din veșnicie, El avea binecuvântare, spre deosebire de noi care nu avem aceleași însușiri. Dar iată ce spune mai târziu în versetul 7, ce a făcut Domnul Hristos după ce zice s-a dezbrăcat, a renunțat la ea, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, adică cea mai josnică moarte. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Știți de ce, dragii mei? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, cu toate privilegiile pe care le avea, n-a considerat niciun privilegiu mai înalt decât privilegiul de a fi fiul Tatălui. Avem noi vreun privilegiu, vreo binecuvântare pe care o socotim mai înaltă? O binecuvântare pe care o prețuim mai mult decât calitatea de copii ai lui Dumnezeu? Dacă este așa ceva, mă rog Domnului ca El să ne elibereze sufletele. Dar să știți, dacă nu ne lăsăm sufletele eliberate de Dumnezeu, dragii mei, ne mai eliberează Dumnezeu și viețile de unele dintre binecuvântări. De aceea mai vin câteodată oameni la consiliere și mă întreabă, frate, m-am rugat, i-am cerut lui Dumnezeu. Dumnezeu a răspuns cu semne și minuni, mi-a dat. Și acum s-a dus pe apa sâmbetei. De ce mi-a mai dat Dumnezeu? De ce m-a mai amăgit Dumnezeu? Dragii mei, unele dintre... Nu avem explicații exhaustive, nu putem, eu știu, epuiza taina lucrării lui Dumnezeu. Dar uneori lucrurile acestea se întâmplă pentru că am ajuns să prețuim binecuvântarea lui Dumnezeu mai presus decât pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care ne vrea mântuirea, nu fericirea prezentă, face tot ce trebuie, tot ce e necesar ca să ne țină aproape de El. Și îi mulțumim Domnului pentru asta. Astăzi, dragii mei, de aceea astăzi, când este o sărbătoare a recunoștinței, a mulțumirii, nu trebuie să ne încolțească în minte un gând, să spunem, da, să mulțumească familiile care au copii sănătoși și frumoși, să mulțumească cei care trăiesc bine, să mulțumească cei care au armonie, cei care au servicii bune, cei care se împacă cu toată lumea și așa mai departe. Să mulțumească aceea. Eu pentru ce să-i mulțumesc? Că mie mai mult mi-a luat Dumnezeu decât mi-a dat. Am întâlnit astfel de persoane care au spus, toată lumea, frate, iese la învon și mărturisește cum Domnul a lucrat, cum Domnul le-a dat, cum Domnul a făcut minuni, cum au cerut și Domnul i-a binecuvântat, mai îmbelșugat decât s-au așteptat. De la mine, parcă Dumnezeu în ultima vreme mai mult ia decât dă. Dragii mei, și când face Dumnezeu lucrul acesta, să știți că El tot ne dă, dar ne dă pe altă parte, pe partea nevăzută a mântuirii sufletului nostru. Slăvit să fie Domnul! Și dacă ne ia Dumnezeu ceva ce ne-a plăcut, ne-a luat ca să ne îmbogățească pe cealaltă parte. Ce târg avantajos pentru noi face Dumnezeu în acele momente. Ne ia cei pieritor, nu e avantajos târgul ăsta, să ne ia cei pieritor ca să ne dea ce este veșnic. De aceea astăzi, dragii mei, în orice situație am fi, merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, a Lui să fie slavă în veci. O altă ispită, dragii mei, cu care ne mai confruntăm după ce Dumnezeu ne binecuvintează. Poate imediat după aceea. Dragii mei, cum vă spuneam, babilonienii trimit pe acești ambasadori, pe acești diplomați la Ezechia, să vadă dacă Ezechia, în acest joc al marilor puteri de pe scena politică mondială, dacă Ezechia le-ar putea fi un aliat de nădejde. Practic ei vin și îl întreabă Ezechia, cu tot arsenalul acesta pe care l-ai acum, iată, da, te bucuri de un prim plan, am auzit ce s-a întâmplat, ne-ai putea ajuta dacă ne-am răscula, da, sau mă rog, dacă am lupta împotriva
asirienilor sau împotriva egiptenilor, ca să fim noi, să dobândim noi acea poziție de prim plan. Să fim noi o mare putere. Și când am ajunge noi puterea politică mondială, unică, invincibilă, atunci o să ai și tu de câștigat. Dar putem conta pe tine? Și vei putea și tu conta pe noi. Când noi vom ajunge acolo, vă sună cunoscut? Că se apropie alegerile. Când vom ajunge și noi acolo, și tu vei putea conta pe noi. Și atunci, dragii mei, Ezechia vrea să-l arate că este un aliat de nădejde. Haideți să vedeți ce am eu. Și îi duce și le arată ce am zis, că le arată armele lui și tot potențialul său, capabilitățile sale și militare și economice. În loc să zică, știți ceva? Eu n-am nevoie de alt aliat decât pe Dumnezeu. Asta, el este aliatul meu și mai mult decât aliat. El este stăpânul, este Domnul. Voi toți aveți nevoie de El. Credeți că aveți nevoie de mine ca aliat? Toate împărățiile, toate guvernele, toate puterile, toți potentații sunt în mâna lui Dumnezeu. Toți ar trebui să-L avem mai mult decât ca aliat, ca domn, ca stăpân, ca protector pe Dumnezeu. Ezechia nu face așa. Ezechia le arată că El este într-adevăr și El, mulțumesc că m-ați primit prin, în clubul celor mari. Mă simt bine, mă simt important, sunt flatat. Vă arăt acum că nu vă înșel așteptările. Dragii mei, o altă binecuvântare, o altă ispită care ne pândește după ce Dumnezeu ne binecuvintează, este aceea de a ne încrede în darul lui Dumnezeu, în detrimentul dependenței noastre de Dumnezeu. După ce Dumnezeu ți-a dat, să spui, de acum e bine. De acum mă descurc. M-am rugat mult până acum. Am postit mult până acum. Am fost nelipsit de la adunare, de la părtășiile cu frații, că era nevoie. Dar de acum mă descurc. Mulțumesc, Doamne. Ne mai întâlnim la următoarea încercare. Ne mai întâlnim când îmi trebuie casă mai spațioasă. Ne mai întâlnim când mi se îmbolnăvește copilul. Ne mai întâlnim când mai e nevoie. Dragii mei, mă rog Domnului să ne sensibilizeze astăzi ca orice ne-ar da El în viață, încrederea noastră să rămână numai și numai în Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vedeți, și în privința asta, exemplul nostru suprem este tot Domnul nostru Iisus Hristos. Diavolul îl ispitește pe Mântuitorul conform cu Matei 4 și Luca 4 și așa mai departe. Știm textele biblice. Și la un moment dat diavolul îi spune așa: auzi, dacă ai flămânzit, că zice Domnul a postit 40 de zile, a flămânzit și diavolul a venit și i-a spus: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a făcut cine ești, dacă ești cine ești, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Rezolvă-ți problema, nu mai trebuie să depinzi de Dumnezeu. Dacă ești fiu, dacă ai acest rang dumnezeiesc, poruncește. Și Domnul îi răspunde așa. Omul îi răspunde cu un cuvânt din Scriptură, da? Înapoi a mea, Satano, că este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și noi când citim textul acolo ne imaginam că Domnul se referă la hrănirea noastră cu Scriptura. Noi câteodată citim acolo ca și cum Domnul ar răspunde: ei, omul nu stă numai la masa asta firească, nu mănâncă numai alimente, mai mănâncă și Scriptură. Da? Dar nu la asta se referă Domnul. E adevărat că ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu la asta se referă Domnul. Dacă ne uităm, haideți să ne uităm în Deuteronom să vedem de unde se inspiră dumnezeiește Fiul lui Dumnezeu, ca să înțelegem la ce se referă. În Deuteronom, capitolul 8, tot capitolul este relevant în această privință, eu voi spicui din el. Haideți să citim versetele 2 și 3, prima dată. Deuteronom 8, 2 și 3, când Dumnezeu le vorbește înainte de a-i binecuvânta. Vedeți, Dumnezeu îi avertizează înainte de a-i binecuvânta, înainte de a intra ei în țara Canaanului. Și spune așa: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani de pustie,
ca să te smerească, să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui, la vremea dinainte de a ne binecuvânta Domnul. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care tu nici nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăiește omul. Adică, dragii mei, Dumnezeu spune așa, ca să te învețe că pâinea ta, viața ta, depinde de cuvântul gurii lui Dumnezeu. Când zice Dumnezeu să fie mâncare, se face mâncare, nu? Din mană, din prepelițe. Aici când zice, ca să înveți că omul nu trăiește prin sine însuși, numai cu munca lui, cu eforturile lui, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Omul, dacă vreți, trăiește la cuvântul gurii lui Dumnezeu, prin hotărârea gurii lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune mai târziu, versetele 10 și 11. Încerc să spicuiesc din acest capitol foarte dens. Când vei mânca și te vei sătura, ia uitați, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. 11. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Și versetele 17 și 18 sunt iarăși semnificative. Vezi să nu zici în inima ta, pericolul de după binecuvântare. Vezi să nu zici în inima ta, tăria și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Să zăbovim puțin la acest verset. Căci El, adu-ți aminte, căci El îți va da putere să le câștigi. Dragii mei, haideți astăzi să ne uităm la binecuvântările lui Dumnezeu și să aplicăm acest principiu al lui Dumnezeu. El ne-a dat putere. El, asta înseamnă că omul va trăi, da, omul se va hrăni cu orice cuvânt care iese din gura lui. Este la latitudinea lui Dumnezeu, la cuvântul gurii lui Dumnezeu, ni se dau toate lucrurile. El îți va da putere să le câștigi. Asta înseamnă că binecuvântările lui Dumnezeu au ca scop sau au menirea de a funcționa ca niște indicatori către Dumnezeu, nu ca niște înlocuitori, ca niște substitute ale lui Dumnezeu. Să spunem, după ce am ajuns la bine, să spunem, de acum mă descurc. E, am eu familia cu tare, relația cu tare, sunt din neam mare, da? Mi-a dat Dumnezeu acum. Altădată, frate, mă chinuia mult, mă ruga mult. E, acum e altfel. Dragii mei, binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt substitute ale lui Dumnezeu. Sunt indicatori către Dumnezeu. Sunt verigi care trebuie să ne lege mai strâns de Dumnezeu. El ne dă toată puterea. El este izvorul. El trebuie, și după ce ne binecuvintează, trebuie să rămână izvorul fericirii noastre și al oricărei bucurii. Mărit să fie Domnul! Apoi, o a treia ispită cu care ne confruntăm, dragii mei, care ne pândește acolo imediat după binecuvântarea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că suntem ispitiți să prețuim binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât prezența lui Dumnezeu, pe lângă faptul că suntem ispitiți să ne încredem în lucrul acela, binecuvântările lui Dumnezeu, în detrimentul încrederii noastre în Dumnezeu, mai avem și ispita asta în viață de a gestiona egocentric binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne-a dat-o Dumnezeu, ea noastră, gata, ea noastră. Cine mai vrea să ceară de la Dumnezeu? Mi-aduc aminte de o familie creștină în care eram preajma sărbătorilor și fratele îi zice surorii: auzi, îl știu eu pe fratele cutare, îi singur și nu știe să-și facă prăjituri de sărbători. În Ardeal știu că există o adevărată cultură a prăjiturilor, așa, se fac dulciuri bune și diverse. Și zice, hai să-i ducem o tavă cu prăjituri. Și sora răspunde,
este cofetărie. Da. Este și cofetărie. Ce facem noi când ne binecuvintează Dumnezeu, dragii mei? Pentru că un alt pericol este acela de a gestiona egocentric, egolatru, dacă vreți, binecuvântările lui Dumnezeu. Uitați ce spune Ezechia. Când Isaia îi spune, te-ai încrezut în aceste lucruri? Vine vremea când, da, ți-au spus babilonienii, ți-au spus că asta este ironia divină aici în textul acesta. Babilonienii spun, când vom ajunge noi mari, dacă deveniți aliații noștri, și voi veți avea de câștigat. Și Isaia spune, când vor ajunge ei mari, veți ajunge, nu aliații, nu protejaților, veți ajunge robilor. Pentru că v-ați încrezut în ei. Dragii mei, să știți, orice lucru în care ne încredem mai mult decât în Dumnezeu, ajunge să ne robească. Lucrul cu care încercăm să-L înlocuim pe Dumnezeu ne va produce cele mai mari dezamăgiri în viață. Așa face Dumnezeu, ca să ne învățăm lecția, cum și-au învățat-o ei în robie. Dar când Isaia îi spune lucrul acesta, Ezechia, în loc să se ia cu mâinile de cap și să spună, vai, cât am păcătuit, cum l-am supărat pe Dumnezeu care m-a vindecat, care m-a binecuvântat. Ezechia spune, tot e bine. De ce? Că e bine cât trăiesc eu. Da, dar Isaia, dragii mei, uitați-vă câtă insensibilitate, câtă opacitate produce, da, pornirea egolatră sau idolatră. Isaia îi spune, îi vor lua pe fiii tăi, descendenți născuți din tine și îi vor duce în robie. Și Ezechia spune, nu-i nimic, să-i ducă. Bine, bine că mie e bine. Este o vorbă, nu știu dacă aici, în partea asta a Ardealului, dar prin zona Clujului, cu care eu sunt încuscrit prin căsătorie, este o vorbă. Hie popă cine a hie, eu să fiu diac. Așa, ați înțeles? Că e pe clujenește. Da, fie preot cine a fi, eu să fiu diacon. Așa s-ar traduce în limbaj evanghelic. Nu mă interesează. Atâta vreme cât îmi merge mie bine, dragii mei, Dumnezeu nu ne dă binecuvântări doar ca să ne meargă nouă bine. Exemplul suprem este tot Domnul nostru Iisus Hristos. Ia uitați de ce ne dă Dumnezeu binecuvântări. Uitați-vă, haideți să ne uităm în 2 Corinteni. Sunt niște versete acolo foarte semnificative în capitolul 8. Mă gândeam eu să mă limitez puțin, dar aș vrea totuși să insistăm asupra lor. Haideți să ne uităm în 2 Corinteni 8, versetul 9. 2 Corinteni 8, versetul 9. Spune așa. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici Apostolul Pavel vorbește despre colectă, să știți. Dar e valabil cu privire la orice binecuvântare pe care avem. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Da? Hristos s-a dezbrăcat de sine însuși, spune, ca noi să fim bogați. Și acum uitați-vă ce spune în capitolul următor Apostolul Pavel, 2 Corinteni 9, versetele de la 8 la 10. Trecem repede peste ele. 2 Corinteni 9, 8 la 10. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, cum ne-a și umplut și ne va mai umple. Pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, și avem, să prisosiți în orice faptă bună. Știți ce facem noi când avem mai mult, dragii mei? Cheltuim mai mult. Risipim mai mult. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel. După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Și versetul 10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat. Tot ce ne dă Dumnezeu în viața aceasta, dragii mei, este sămânță nu doar de agonisit, de tezaurizat, ci de semănat. Și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Așadar, dragii mei, când Dumnezeu ne binecuvintează, frații mei, una dintre primele întrebări pe care trebuie să ne le punem atunci este următoarea. Cine mai are nevoie de binecuvântarea aceasta? Cum vrea Dumnezeu să folosească binecuvântarea aceasta pentru a-i binecuvânta și pe alții? Poate veți spune, da, dar sunt binecuvântări pe care
care sunt pentru noi, cum ar fi familia. Și când Dumnezeu ne binecuvintează familial, dragii mei, ne binecuvintează cu, hai, dacă vreți să ne referim doar la un singur aspect, cu un capital de experiență, da, conjugală și parentală, pe care după aceea trebuie să o împărtășim, să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Da? Deci până și binecuvântările pe care noi suntem tentați să le agonisim chiar în chip egoist, să spunem, nu, astea sunt numai pentru noi, da, din bani mai dau eu. Dar asta numai pentru mine mi-a dat-o Dumnezeu. Nu, dragii mei. Până și familia este o binecuvântare care ne șlefuiește, da? Ne finisează, să spunem așa. Vorbeam cu fratele Nelu, am fost la Sovata împreună la conferința națională a păstorilor și mi-a arătat poze cu Lisa, așa, cu mândria tatălui de fată. Există o mândrie așa a tatălui cu fată, așa, și eu nu știu cum e mândria asta. Cam numai băiat. Dar mi-a arătat poze cu Lisa și zice, toată viața parcă ți-o răstoarnă, ți-o bulversează, ți-o reformează. Așa, și zic că mai ai un singur hop la adolescență și ai scăpat. Da? Așa. Pentru că adevărul este, dragii mei, că această calitate de părinte, da, sigur că ne dă viața peste cap, dar în același timp ne și șlefuiește pentru a-i putea sfătui pe alții, pentru a-i putea învăța pe alții. Dacă vreți, ca să fim mai răbdători cu alții. Ați observat? Că devenim mai răbdători cu alții. Da? De aceea nu există ființă mai răbdătoare ca bunicul, vă spun eu. Nu există ființă, de ce? Că e la a doua generație deja. Nu există ființă mai răbdătoare ca bunicul. Eu mereu sunt revoltat când aud pe mama mea cât de îngăduitoare este cu băiatul meu. Și mereu îmi spune pe moldovenește, așa, Ciprian, da mai lasă-l, da mai, așa. Zic, de când atâta bunătate? Că eu am avut parte de o militarie, da. Probabil știa domnul că nu urma să nu fac armata, că am fost ordinat, așa, dar la mine, în copilărie, era multă militarie. De când atâta bunătate? Adevărul e, nu? Că pe măsură ce avem copii, pe urmă nepoți, pe urmă devenim mai răbdători. Ne șlefuiește Dumnezeu sufletul. Lăsați ca Dumnezeu să vă prelucreze prin binecuvântări, fraților. Și pe urmă, fiți o binecuvântare pentru cei din jur și Domnul să ne ajute pe toți. Și dragii mei, există o singură binecuvântare care nu intră în raza acestor pericole. În încheiere. Există o singură binecuvântare. În orice privință ne-ar binecuvânta Dumnezeu, trebuie să fim atenți să nu prețuim binecuvântarea mai mult decât pe El, să nu ne încredem în acea binecuvântare, să nu o folosim numai în chipuri egoiste pentru noi. Există o singură binecuvântare care nu prezintă acest pericol. Și aceasta este prezența lui Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Când vom căuta binecuvântarea asta mai presus de orice, asta ne ține departe de ispite. Asta ne dă biruință. Nu numai că ne ține departe de ispite, ne dă biruință. Cântăm noi o cântare, care mă rog să fie rugăciunea noastră a tuturor astăzi, cu ocazia sărbătorii mulțumirii a recunoștinței. Și spunem noi așa, nu prea mai spunem că nu mai cântăm de acolo, din imnologie, dar spuneam pe vremuri, și poate dumneavoastră mai cântați, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Și facă Domnul ca cea mai aleasă binecuvântare din viața noastră, cea mai dorită, cea mai râvnită, să fie prezența înălțătoare și transformatoare a lui Dumnezeu. Și dacă pe asta o avem, o vom avea și aici și în veșnicia lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute. Amin.